Am ajuns la Casino Bellagio și vă arăt intrarea principală. Camera este îndreptată către sud, peste drum este hotelul Casino Paris. Intrarea la Bellagio este marcată de 2 lei, care sunt foarte fioroși și periculoși. Atunci când treci pe lângă ei, te întreabă dacă ai venit cu bani ca să joci la casino sau nu. Și dacă spui nu, atunci te mușcă. În fața noastră se află o fântână foarte frumoasă, o fântână arteziană care totdeauna mi-a plăcut, are un stil aparte și vis-a-vis, deci pe partea cealaltă a intrării principale la casino, se află geamăna ei, deci tot o astfel de fântână frumoasă arteziană. Aici este intrarea principală. Vă rog să observați că toate plantele din jurul cazinoului au o culoare foarte sănătoasă, verde. Ele totdeauna sunt verzi, tot anul, pentru că la noi temperatura niciodată nu scade sub 0 grade, așa că plantele aici trăiesc o viață foarte frumoasă și confortabilă. Pe partea dreaptă a imaginii vom vedea imediat o fântână arteziană, sigur, Bellagio, Italia, fântâne arteziene, iar aceasta este chiar foarte interesantă și este chiar vis-a-vis de intrarea principală la cazinou. Din păcate am tăiat sunetul de fond, dar credeți-mă că apa scoate un sunet foarte, foarte frumos. Mă opresc aici, încă o dată, Bellagio. Mulțumesc! Am venit deja aproape de fântâna mare arteziană și aștept ca să înceapă programul. Vreau să vă fac câteva secvențe să vedeți și Caesar Palace, o parte din Caesar Palace. Aici este lacul artificial care are foarte multe pompe. Totul este sigur dirijat prin calculator. Și peste câteva minute va începe show-ul pe care neapărat vreau să vi-l arăt. Aici în fața noastră, Parisul cu turnul Eiffel. Acum va începe spectacolul. Se vede că jeturile sau nozzles au ieșit deja din apă. Și peste câteva secunde va începe spectacolul. Trebuie să vă spun că Sir Charles Bronson, care are Virgin Atlantic și vrea să facă zborurile astea suborbitale, a venit aici și a luat un jet ski și se plimba cu jet ski aici pe acest lac și s-a răsturnat și l-au prins în imagine fotoreporterii.
spectacol este mai frumos noaptea. Sper că v-a plăcut show-ul cu fântânile arteziene. Acum intru din nou în casino și cred că vom pleca spre casă. Cei 2 lei care păzesc intrarea. Suntem tot la Bellagio. Mesă de poker. La Bellagio, nu departe de intrarea principală, și vreau să vă arăt arboretum. Dar arboretum acum se schimbă decorul și văd că este ceva decor asiatic, dar nu știu cât va dura. De câteva ori pe an se schimbă decorul, depinde de sezon, și cred că aici aceste poze ne arată. De câteva ori ne-am fotografiat în diferiți ani, pe parcursul anilor, cu sanda la această fântână arteziană, și nu ne mai fotografiem pentru că din an în an arătăm tot mai curios. Încă o dată hol de la intrare și acum mergem la fabrica de ciocolată. Arboretum. Am ajuns la fabrica de ciocolată și vă voi arăta cum curg diferite tipuri de ciocolată dintr-o farfurie în cealaltă. Tone de ciocolată. Cu aceste imagini de ciocolată mă opresc și merg spre parcare. Încă suntem la Bellagio. La revedere, mulțumesc pentru atenție.
frați, prieteni, mulțumesc pentru atenție. Plecăm de la Bellagio acasă. Suntem înfometați și obosiți și ne vedem cu altă ocazie. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!